Eu am, când am venit aici am întrebat firma asta dacă are nevoie de oameni, eu zic da, poți să vii de luni când vrei. Eu i-am zis da, bun, poți să vin și luni dacă e nevoie. Și ai lucrat cu contract de muncă? Nu, fără acte ilegale, deci fără nimic. Cum se numește firma? Nu știu, nu știu chiar să vă zic ce firmă e. Dar ce lucrează? Cu ce se ocupă firma? Cu acoperișe, cu mamă nebii, cu mai multe minuni. Cât timp ai lucrat la ei? Am aproape o lună de când lucrez la ei. Și ți-o dat banii? Da, mi-au dat. Mai are să mai îndeie încă 4 milioane și ceva, 4 milioane și 600. Acum ce s-a întâmplat mai exact ieri? Ieri mi-a zis, l-a sunat pe colegul meu și a zis că să nu mai venim noi, că sunt băieți ăștia și o să ne mutăm la alt bloc. Am înțeles. Știai despre acea inundație? Nu. Nu știai? Eu sunt cu acoperișul la demolat, eu nu știu. Bun, cum s-a putut să rămână acel acoperiș neasigurat? Nu știu, eu când am venit aici așa deja acoperișul era țiglele date jos. Noi numai ne-am apucat de la alea ce au fost grinzile alea de lemn, atât. Bun, și în prezent lucrezi acum fără acte? Fără acte lucrez, fără niciun act. Cum te numești? Alexandru Cristi Gabriel. Și unde locuiești? Eu locuiesc aici, în Oricani, lângă primărie. Îți mulțumesc. Nici scule n-am avut, domne, la firma asta. Mi-am adus eu de acasă, păi e corect, să ne aducem firma. Ce scule v-ați adus de acasă? Păi mi-am adus ternacop, lopată, omul ăla, colegul meu și-a adus două roabe, ternacop, lopată, la fel de acasă. Bine, dar ITM-ul știe că dumneavoastră lucrați... Nu, nu știe nimeni, nimic. Dacă vă dă amendă? Eu nu am nicio vină. De vină are patronul. Câți bani v-a dat până acum patronul? Păi mi-a dat, până acum mi-a dat 6 milioane. Și ați lucrat o lună întreagă? Aproape o lună întreagă, mai am pe... să mai iau. Deci dumneavoastră ați lucrat la negru? Da, la negru normal. Mi-a zis că dacă am buletin la mine la a doua săptămână, i-am zis, da, am buletin la mine, zi la șeful de echipă să-ți facă post să-mi trimită mie prin, nu știu, prin ce mamă nebie, prin noapte. Vă mulțumesc!